Interesant. Tu și cum Marius Moldărușanu, care acum faceți o treabă foarte bună la la Hermannstadt, desigur că aveți o istorie importantă la Rapid, ați fost acolo când echipa era la un nivel de asemenea foarte bun și inevitabil au apărut aceste speculații că viitorul vostru pe termen mai mult sau mai puțin îndelungat e în Giulești. Inevitabil veți ajunge la un moment dat acolo. Fiecare în ipostaza lui. Tu de conducător de club, el de antrenor. Eu cred că la Rapid, în momentul de față, se face o treabă foarte bună. Începând de la infrastructură, de la investițiile care se fac în transferuri, au tot ceea ce le trebuie să facă performanță. Au stadion nou, au suporteri, au toate ingredientele necesare. N-ar fi corect să vorbesc despre vreo venire de-a mea în viitor la Rapid. Au președinte, au antrenor, au condiții foarte bune. Dacă vreodată vor avea nevoie de mine și voi fi liber și voi dori să ajung la Rapid, poate că o să vin. Dar deocamdată mă simt foarte bine acolo unde sunt și viitorul apropiat am alte gânduri și alte fel. Înainte de venirea lui Bergodi, l-au solicitat pe Moldărășanu? A fost o discuție, da, mi-a zis Moldă că a fost o discuție cu el, dar nu să vină la momentul respectiv. A fost o discuție de principiu, cum vede el, cum... Deci și el cumva este în radar. În radar, așa, este pentru viitorul. Este pentru că a demonstrat că este un antrenor corect, bun, un antrenor de viitor. Cel puțin la Sibiu, ceea ce antrenează și joacă echipa, așa că e normal să aibă discuții și cu alte echipe și să aibă solicitări. Tu ai formulat mai devreme că momentan, sigur că nu ți-ar displăcea o experiență în Giulești, dar momentan ai alte proiecte. Un proiect important despre care s-a vorbit în cazul tău este candidatura la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal. Cum vezi această ipoteză, acest plan despre care s-a... Au fost mai multe discuții în ultima perioadă că ar fi bine să candidezi. Dacă mâine ar fi fost alegeri, probabil aș fi candidat. Dar este la fel cum am spus în cazul Rapidului. Deocamdată Liga are un președinte care își face treaba oarecum bine, a obținut bani din drepturi TV, avem o gestionare a situațiilor în prima ligă bună. Nu cred că e cazul să vorbim acum ceea ce se va întâmpla peste 3 ani când sunt alegerile. Dacă la momentul respectiv voi considera că sunt destul de pregătit pentru a candida și voi crede că am șanse reale să câștig, atunci voi candida. Dar spune-mi, crezi că la noi există mentalitatea asta, doamne, dacă e șeful ligii și aduci banii din drepturile TV, împarți la cluburi, îți oprești comisionul, e cam tot ce înseamnă pentru activitatea ligii. Nu, mie mi se pare că nu. E mai mult decât atât. Sigur că trebuie să faci și lucrurile astea, dar trebuie să mai faci și alte lucruri. E adevărat. Și eu cred că aș putea ajuta fotbalul românesc mai mult. Ai spus, Adinaur, că dacă ar fi fost mâine alegerile pentru LPF, probabil că ai fi candidat. Dar, de asemenea, crezi că ai fi avut și șanse să câștigi dacă ar fi fost mâine alegerile? Pentru că, iată, de exemplu, au fost alegeri la Federația Română de Fotbal, deja nu mai are nimeni curaj să se pună acolo cu actualul președinte. Alegerile sunt câștigate cu 120% de Răzvan Burleanu. La LPF, crezi că ai fi avut șanse dacă ar fi fost mâine alegerile? Probabil aș fi făcut un sondaj printre cluburile din prima ligă, le-aș fi arătat proiectul pe care mi l-aș dori în viitor și, repet, dacă aș considera că am șanse, aș candida. Dacă nu, nu are rost să plec la o luptă dinainte pierdută. Ați spus amândoi, Adinaur, despre contractul pe care l-a semnat din nou Liga Profesionistă de Fotbal cu deținătorul de drepturi TV.
Dar, pe de altă parte, Gigi Becali, de exemplu, a spus că nu este mulțumit de suma care se oferă în acest moment. Ce părere ai de această estimare, de exemplu, a lui Becali, că suma care este obținută de LPF în acest moment nu este una suficientă? Dacă ne raportăm... Apropo, sigur că Becali nu zice că trebuie să obținem precum un campionat din acesta din vestul Europei, dar... Zice el, ar trebui o sumă un pic în plus. A zis el și suma care ar trebui un pic în plus. Dacă ne raportăm la ceea ce câștigă din drepturile TV țări ca Bulgaria, Moldova, Ungaria, țările de lângă noi, arătăm foarte bine. Dacă ne gândim la ceea ce se câștigă în Anglia, în fotbalul dezvoltat, mai este o țară de aici din Est care, unde se plătește mai mult, nu cu mult mai mult, dar mai mult, sigur, e și o țară mai mare decât România, este vorba de Polonia. Polonia. Dar e adevărat că la raportul între populație, să zicem, zona geografică și suma care se plătește, pare a fi o situație ok în context european. Adică nu stăm rău, într-adevăr, în ceea ce privește suma obținută. Eu cred că în anii următori se pot obține mai mulți bani din drepturile TV. Și sunt foarte multe argumente, dar n-ar trebui mai mult timp să dezvoltăm acest subiect. Dar e clar că se pot obține mai mulți bani din drepturile TV. Daniel, cum vezi această posibilitate ca un mandat foarte lung al lui Gino Ioglescu să, nu știu, să fie pus sub semnul întrebării? Adică dacă va avea un contracandidat precum Dani Coma la alegerile de peste 3 ani. Cum mie vezi? Mi se pare că drepturile TV în momentul de față sunt suficiente și spun de ce. Fotbalul trebuie să se schimbe în România ca să ajunge la mai mulți bani. În primul rând, sunt 31 de țări în Europa care au cel puțin o echipă în cupele europene. Noi nu avem niciuna. Nu poți să vii să ceri foarte mulți bani aici la lucrurile negative, că sunt și lucruri pozitive, adevărat. Adică noi trebuie să creștem, să trimitem echipe în Europa, să reușim să ridicăm standardul, pentru că altfel, da, e o competiție populară în România, Superliga. Dar dacă e populară, nu înseamnă că e și bună. Da? Faptul că se uită multă lume, da, toată lumea ține cu Rapid, cu Dinamo, cu FCSB și așa mai departe. Eu vă ascult pe voi și sigur că am prezentat și eu cum văd tabloul european și cum știu că există situația în țările acestea din estul Europei. Pe de altă parte, v-am spus și declarația, v-am adus aminte de declarația lui Gigi Becali, care sigur este o voce importantă, are cel mai popular club din România și atunci mă gândesc că are relevanță și această estimare a lui, că ar trebui niște milioane de euro în plus, așa a spus el. Voi... Da, ideea e că milioanele alea știi cum vrei, ca la bugetul României. Sigur că trebuie mai mulți bani la alocațiile pentru copii, mai mulți bani. Nu, el zice în raport cu... Trebuie să-i și produci, de unde vii? El zice în raport cu produsul, așa spune el. Cum îl raportezi cu produsul? La ce îl raportezi? Ce înseamnă produs? Nu știu, dacă nu joci în Europa, ai un produs bun? El cred că se referă... Sigur că și ce spui tu este important să aibă competiția și o relevanță în Europa, adică prin participarea în cupele europene. Dar el spune că prin impactul pe care îl produce aici, în România, pe piața din România, această competiție... Te referi din punct de vedere al audienței la TV? Așa spune el, da, al impactului care... Nu știu, aici ar trebui întrebate televiziunile dacă într-adevăr fac... Ele sigur că au estimat altfel, dovadă că au plătit... Eu mi-aduc aminte că în urmă cu 7-8 ani, bătaia era nu neapărat pentru bani, ci pentru cota de piață a RCS, Orange și așa mai departe. Da? Ei vreau să-și mărească piața ca să câștige bani. Acum piața s-a stabilizat, problema e produc bani din audiențele respective? Cred că nu știu. Pe Gigi Becali ar trebui să-l întreb, pentru că el a venit cu această estimare. Pe televiziune trebuie să întrebăm.